Capitolul 6, începem citirea cu versetul 1. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele praznicului iudeilor erau aproape. Iisus a ridicat ochii, a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să sadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz, după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Amin. Vreau să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați părinți, domnilor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului în această zi, suntem împreună în locul acesta și mulțumesc Domnului pentru părtășia și momentele de sărbătoare pe care le avem împreună. Amin. Frați slujitori, frați cântăreți care sunt aici, momentele deosebite pe care le-am petrecut în rugăciune și în laudă la adresa Domnului, cuvântul deosebit, inspirat, dăruit prin fratele Lucian, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Dorim în continuare, sub aceeași notă, să ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt. Amin. Și să-mi dea putere să pot predica Evanghelia. Zilele acestea trec printr-o situație mai dificilă de sănătate, nici nu știu unde să o pun, nici nu știu cum să mă diagnostichez, nici n-am timp să mă duc la un diagnosticator profesionist, adică un doctor. Pentru mine, pe primul loc, este totdeauna predicare și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. În urmă cu ceva timp, mi-aducea soția aminte, am avut o descoperire că diavolul a încercat prin multe moduri să mă oprească de la predicarea Evangheliei. I-am face slujba, și n-a reușit. Și a spus că va trimite un duc de boală asupra mea, dar să mă rog, pentru că Domnul îmi va da izbândă. Amin. Acum nu vă țin secret lucrul ăsta și nici nu vreau să mă rog singur. Ajutați-mă în rugăciune, Doamne ajută! Amin. Că știu că împreună cu voi și cu alții care mai știu, suntem mai mult ca biruitori. Așa cum spunea cineva, împrumutați-mă cu rugăciune 20, când a venit rândul vostru, vă dau împrumutul înapoi. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni uniți în domeniul acesta. Totodată, frații mei, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumbrăveni Suceava, a bordului de conducere și a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din Austria cât și din Suedia, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Astăzi la noi avem cina Domnului și o zi mai specială, așa? Însă există un lucru pe care l-am văzut la mine și pe care l-am văzut și la alții. Sunt localități mari în țara asta, orașe mari, dar la care n-am nicio părere despre ele, pentru că nu cunosc pe nimeni de acolo. N-am nicio părere. Dacă dintr-un oraș întâlnești un om cu gânduri rele, un tip așa mai caustic, mai răutăcios, tinzi să consideri tot orașul respectiv în funcție de omul pe care îl cunoști. Dacă dintr-un oraș, dintr-o localitate, cunoști un băiat bun, cunoști o familie bună, tinzi să crezi că primarul, poliția, toți de acolo sunt ca ăla bun pe care îl cunoști tu. Pentru că totul analizezi pe omul pe care îl cunoști. Sunt aici pentru că le-am spus fraților din bordul de conducere că atunci când am avut evanghelizări, fratele Cristi, lăsat de biserica, de muntele Sionului, lăsat de colegii păstori, a venit să ne slujească nouă și le-a spus, măi, m-au chemat acum la binecuvântare de copii. Și prind ocazia asta, pentru că m-au chemat, că nu știu când mă mai cheamă, să mă duc, îmi dați voie și frații mi-au dat voie liniștit să vin aici. De aceea, pentru că vă cunoaștem pe dumneavoastră prin frații slujitori, avem o apreciere deosebită că îl lăsați în lucrare și îl sprijiniți în lucrare. Doamne ajută! Frații mei, în ziua de astăzi, alături de cuvintele frumoase care mi s-au vorbit,
să-i drepte cuvinte deosebite cum ar trebui să fie un părinte model. Și mulțumesc Domnului că fratele Lucian s-a oprit când trebuie, că deja a început să mă simt nu prea bine. Avem anumite probleme de conștiință privitor la părintele model. Mi-am găsit locul în care mai am de performat, mai am de crescut. Vă voi vorbi de un copil model, de un băiețel de care se folosește Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne spune că Domnul Iisus împreună cu ucenicii era undeva pe munte și o mare gloată veneau spre ei. Spune Scriptura că marea aceea gloată a fost numărată până la un moment dat. Erau peste 5.000 de oameni. Imaginați-vă 5.000 de oameni la un loc. Și la un moment dat Domnul îl întreabă pe Filip, cel ce cunoștea lucrurile în avans, de unde avem noi pâini să mănânce oamenii ăștia? Și întrebarea Domnului e foarte bună, frații mei, că de foarte multe ori noi credem că doar predicile contează. Aș vrea să vă spun, niște oameni frămânți cam greu aud predicile. Foarte dificil aud predicile. Și Domnul ne-a învățat, dacă vreți ca oamenii să vă asculte Evanghelia, nu mergeți numai cu cântări frumoase, cântările nu țin de foame. Nu mergeți numai cu predici și faceți și chemări la urmă. Dacă faceți chemări, doar chemați la masă. Dar aveți grijă de lucrul ăsta, prezentați latura aceasta, că atunci când omul este hrănit, este în căldură, poate să te asculte la cuvântul Domnului. De aia ați investit atât în sala asta, aici. Că puteam să stăm și în frig toți, că tot Evanghelia aceea se predica. Dar omul nu era disponibil să asculte Evanghelia în frig. Și nu e disponibil să asculte Evanghelia când nevoile lui urgente nu sunt acoperite. Ori Domnul tocmai asta punea, de unde avem pâini? Și Filip se uită în caseria apostolilor și spune, Doamne, sunt 200 de lei, dar și chiar dacă am avea brutării să lucrez aici, ce-ar ajunge pâinile astea pe care le putem lua cu 200 de lei la atâția oameni? N-a căpătat ca fiecare să primească o bucățică mică, spune, băi, totuși ăsta e gust de pâini. Spune Scriptura că unul dintre apostoli, fratelui Petru totdeauna era pe linia întâi. Când se punea o întrebare, el dădea răspuns, rău sau greșit, sau bun, el era acolo. El mai are un frate, Andrei, care nu prea iese în evidență, nu-i prea incisiv așa, dar era și el apostol. De foarte multe ori îi vedem pe oamenii de după amvon numai, de oamenii care ies în față, dar și alții sunt foarte importanți. Iată-l pe Andrei care are timp vis-a-vis de Petru, care probabil n-a fie timp de asta, să închege o relație cu un băiețel de acolo, din mulțimea aceea. Și acum că vorbești cu un băiețel și că discuți cu el, dacă a să te lase băiețelul să te uiți în traista lui, trebuie să fie o apropiere deosebită. Știa ce are și băiețelul în traista. Că părinții lui dăduse 5 pâini de ors și 2 pești. Și vine Andrei și spune, Doamne, este aici un băiețel, nu-i știm numele, nu știm părinții lui, care are 5 pâini și 2 pești. Dar, pune și el întrebarea logică, ce sunt astea, la ce mulțime avem noi aici? Și Domnul spune rapid, spune la oameni să șadă jos, să se așeze organizat. A adus pâinile la el, pe care băiețelul le-a dat. A luat peștișorii, Domnul l-a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat ucenicilor și ucenicii au împărțit. Stau și acum și mă gândesc cum vedeau ucenicii dând din pâinile alea și tot dădeau, și tot dădeau, și tot dădeau. Că atenție, pâinile nu erau mulțite în mâinile Domnului. Iar erau mucite în mâinile ucenicilor care tot le dădeau, tot le dădeau la toți ceilalți. Spune Scriptura, toți au mâncat și s-au... Asta e foarte interesant. S-au săturat de pâine și de pește. Și spune Scriptura că Domnul nu i-a lăsat așa, strângeți fărâmiturile. Și în pustia aceea găsesc 12 coșuri pe care le umplu cu fărâmituri. Mulțimea și-a dat seama că a avut loc o minune. Bineînțeles că autorul acestei minuni este Domnul și slăvitul nostru Mântuitor Iisus Hristos. Dar colaboratorul Domnului la această minune a fost un băiețel, care poate fi copilul tău și copilul meu, care pot fi tinerii și adolescenții din biserica noastră. De aceea mesajul meu pentru ziua de astăzi este copilul de care se folosește Dumnezeu sau copilul model, ca să merg pe aceeași linie. Prima caracteristică a unui copil pe care îl folosește Dumnezeu este că îi place la adunare. Nu uitați că copiilor le place la joacă, copiilor le place acasă duminica dimineața, copiilor le place în fața calculatorului, copiii dacă sunt mai activi le place pe tapșan, la fotbal, fetele să vorbească, să joace cu păpuși, câte alte lucruri nu le plac. Acest băiețel nu era în locurile acestea la care le place, îi plăcea în compania Domnului, apostolilor, și era la adunarea aceea pe munte. Nu era într-un loc comod, erau deplasați din localitate, erau pe munte și băiețelul acesta era acolo. Stimații mei,
Aș vrea să vă spun că una dintre lucrările pe care trebuie să le facă părinții și bunicii totodată este să ducă copiii pe drumul pe care trece Iisus. Nu uitați, Iisus are un itinerar al Lui. Când a mers Zacheu să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, să se întâlnească cu El, spune Scriptura, n-a putut să-L vadă din pricina mulțimii care îl înconjura și a faptului că El era scund, era mic de statură. Dar n-a spus omul ăsta, mă duc înapoi la birou vamara, am vrut, dar nu s-a putut. Ci s-a interesat pe ce drum trece Iisus prin Erihon. Pentru că degeaba se ducea pe un drum care îi plăcea lui, sau care îl credea el, că s-ar putea Iisus treacă și pe marginea asta, să surci un copac, stătea până a doua zi degeaba în copac. De ce? Pentru că Iisus trece pe un drum al lui, are un itinerar. S-a interesat pe unde va trece Iisus. Și pe drumul ăla s-a dus înainte și s-a urcat într-un dud. Și a avut loc întâlnirea între ei. Pentru că Iisus duminica dimineața nu trece prin bazarul de mașini. Iisus duminica dimineața nu trece prin evrei să-l iei tu, să-l duci pe la mici, pe nu știu unde. Nu, Iisus trece prin mijlocul răscumpăraților săi. De aceea trebuie să-ți iei copiii, să-i aduci pe drumul pe care trece Iisus. Sunt copiii tăi în adunare? Sunt copiii tăi pe drumul acesta? Pentru că am întâlnit copii aduși la adunare în timp de părtășie, de cântare, că nu un băiat de 9 ani îi spunea la unul de 8 ani și ăla de 8 ani a spus, măi, simt niște fiori că trec prin mine. Îmi vine să plâng când cântă frații. La rugăciune simt ceva deosebit și ăla de 9 ani îi spune, stai liniștit, ăsta-i Duhul Sfânt care te cercetează. Unde se poate întâmpla lucrul ăsta, frații mei? La școală? La joacă? Sau pe drumul pe care trece Iisus? Văd astăzi că păcatul ia pe copii, pe adolescenți, din floarea vârstei. Nu se uită că stine și nu-și pot face diferența. De ce să nu-i aducem să ia Duhul Sfânt în primire? De ce să-i considerăm prea mici pentru așa ceva? Constatăm din ce în ce mai mult că atunci când suntem gata să-i botezăm la 18 ani, trebuie de foarte multe ori să facem escorcizări. Să scoatem din ei duhuri care s-au implantat acolo. Stări și vicii de care ei singuri nu mai pot scăpa. Dar unde au fost până acum? Au trebuit să învețe, frate. Au trebuit să învețe. Aș vrea să vă spun un lucru trist pe care îl trăiesc. Înainte de Revoluție, puțin din copiii noștri erau acceptați să meargă la facultăți de prestigiu. Mergeau la anumite facultăți de inginerie, mecanică, altceva, dar la facultățile de prestigiu foarte puțini erau lăsați să meargă acolo. Sau ajungeau, efectiv nici nu erau încurajați. După Revoluție, în schimb, am început să arătăm că avem copii superdotați. Avem copii care pot învăța. La adunare, duminica dimineața, învață. Dar după masonii, învață. Învață. Vreau să ajungă doctor. Vreau să ajungă arhitect. Nu e rău. E foarte bine. E nevoie de așa ceva. La momentul actual mă duc și mă întâlnesc cu acei părinți pe undeva, prin Germania, prin Anglia. Mă întâlnesc și îi găsesc acolo. Ce mai faceți? Bine. Dar cu băiatul dumneavoastră care e doctor, știi ce salar are? Și îți spune salarul cu câteodată 4 zerouri în euro. Cu 4 zerouri. Dar fata, arhitectă, șefă de birou, să spun și salariul are din nou 4 zerouri. Mai era unul, mai, dacă mai avea pe un copil mai micuț, și ăla nu știu ce, pe nu știu une, din nou salar mare. Bine, până aici totul realizat. Totul e extraordinar. Copiii au ajuns undeva sus, unde și-au propus taică și maică. Au ajuns undeva sus. Dar pentru un păstor nu e suficient. Un păstor mai întreabă, și sunt mântuiți? Și ei undeva așa spun, nu sunt pocăiți, dar sunt mai buni ca pocăiți. Oare ajută cu ceva? Pentru că nu uitați, nu e rău să fii doctor, nu e rău să fii inginer, nu e rău să fii astronom. Poți să fii ce vrei tu. În primul rând, trebuie să fii un om care ai asigurată mântuirea în Iisus Hristos. Restul celălalt intră la bonusuri. Restul, că ești tractorist, dar ești mântuit, ai tot ce-ți trebuiește. Chiar dacă ești în deva, nu ai realizat multe, dar Iisus Hristos este Domnul vieții tale. Dumnezeu te tratează cu respect ca și pe celălalt. Că n-ai salariu cu zerourile pe care le are celălalt, nu asta e important. Foarte mulți nu și-au adus copiii pe drumul care trece Iisus. S-au realizat și la momentul actual, când vă botezuri, au o viață și spun, oare a meu când va fi? Dar l-ai dus vreodată pe drumul pe care trece Iisus? L-ai dus acolo? E adevărat că multe comunități au școala duminicală. Însă și aici este o problemă de la care ar trebui să învățăm. Însă în comunității noastre am schimbat lucrul acesta.
Dacă dimineața sunt la școala duminicală o parte, cei de dimineață care la școala duminicală după masă sunt în adunare. Iar cei care după masă sunt la școala duminicală, dimineața în adunare, să învețe să roage cu noi, pe genunchi, în picioare, să mai audă câte un aliluia, să mai audă așa vorbește Domnul, să le audă pe toate astea, că la școala duminicală nu le aud. Și multe din comunitățile care au garat copiii la școala duminicală, cu educatori de la școala duminicală, cu pilde de la școala duminicală, care sunt foarte bune pe înțelesul copiilor, s-au trezit când copiii ăștia au făcut 16 sau 17 ani, au intrat în biserică. Și la un moment dat cineva strigă aleluia. Eu sunt speriat, dar ce strigă asta aleluia? Că la școala duminicală nu strigă aleluia. Dar ce vorbește bărbatul ăla? Iisus Hristos este Domn, ascultă ce vă vorbește, l-au speriat. Dar eu, noi la școala duminicală n-am avut. Eu nu sunt învățat să stau jumătate de oră pe genunchi. Cum predică frații aici, mai direct, așa, la școala duminicală învățătorii ne povesteau niște povestiri foarte faine, foarte grozave. Știți că mulți pleacă din adunare? Pentru că nu sunt învățați să se închine împreună cu noi. Nu sunt învățați să stea pe drumul pe care trece Iisus. Copilului acestuia îi plăcea la adunare. Ai realizat să transformi gândirea aceasta, să o pui în copilul tău? Pentru că el se uită la lucrul acesta. Prin binecuvântarea Domnului, familiile noastre sunt binecuvântate cu copii mai mulți. De obicei, în graba timpului, duminica dimineața în bisericile unde părinții vor să-și aducă copiii pe drumul pe care trece Iisus, lucrurile se petrec în grabă. Ne sculăm fiecare pe direcția noastră și începem. E adunare, băi, iar întârziem, sculați-vă! Toți se trezesc, speriați, că e adunare, e duminică dimineața. Tata bombănește, iar nu v-ați terminat. Îmbracă-te, măi, ăia mici când trebuie să îmbrace la repezală, să îmbracă cu stângul pe dreptul, totdeauna. Așa, când pun hainele, așa stau pe ei. Și se îmbracă pentru adunare. Doamna mai stă în fața oglinzii, fetele așteaptă la rând. Hai măi, că iar întârziem, păstori, azi, uite, iară vei târziu. Iară trebuie să deschidi ușa după aceea. Hai, intrați odată până ai băgat pe toți în buz. Fiecare cu pantofii și mai așa, strâng șireturi, le pun. Te-ai îmbrăcat, bombănește șeful casei, iar ajungem târziu din cauza voastră. Mai apas pe accelerație, poliția, tocmai atunci asta vă grăbiți. Da, mergem la închinare, arată cu cine mergem. La închinare, uite că mergem la închinare, mai eu și o amendă din cauza voastră. Acum polițistul spune, hai data asta vă iertăm, dar data viitoare nu uitați că aveți copii. Din cauza voastră eram să iau amendă. Bun, mergem la adunare. Când ajungem la adunare, intră toți în adunare, toți cu minți, o față ce e de sfânt, că trebuie să rezistăm și predică frață și așa, și tata stă și toți mai uită la ceas, copiii sunt pe lângă el, vede. Toată lumea se roagă, unii într-un fel, la tata se uită la ceas. La un moment dat, păstorul spune cuvântul magic. Adunare este liberă dintr-o dată, băi, s-a terminat adunare. Mergem la McDonald's, acum mergem acasă, slăviți să fie Domnul, s-a terminat. Și copiii se uită că lui tata mai tare îi place când pleacă de la adunare decât când vine la adunare. Și nu-i trebuie traducere. Nu te mira, iubitul meu, că dacă ție nu-ți place la adunare și transmiți copilului tău că nu-ți place 3 ore, să nu aștepți ca el când împlinește 16 sau 17 ani să-i placă mai tare ca ție. El îți va spune simplu, tata, te-am văzut de lungul timpului. Mai tare îți plăcea să pleci de la adunare decât să vii. Pentru ce mă obligi? Eu nici măcar nu mă duc ca să n-am starea asta de lucru. Ce transmit? Văd în schimb familii care cu toate că au un orar foarte ocupat. Duminica dimineața se scoală din timp. Pun o muzică ambientală frumoasă. După ce copiii astăzi este ziua Domnului. Astăzi ne întâlnim cu Domnul la adunare. Abia aștept să-i văd pe frați, pe surori. Abia aștept să ne rugăm împreună, să cântăm. Am făcut repetiție la o cântare, poate este loc să o cântăm. Hai, sculați-vă! Tata, da! Măi, mergem să ne întâlnim cu Domnul. Nu se poate. Eu vreau să vă aduc înaintea Lui, doar El vă poate păzi, doar El vă poate ocroti. El și săptămâna asta v-a ocrotit. Hai să-i mulțumim Domnului. Și încetul cu încetul copiii din timp iau, se îmbracă, pe drum din nou cântă ei o cântare sau o repetă, sau pun muzică, ascultă, cânt cu toți împreună. Când intră în adunare, deja ei se intrați în mediul ăla de a lăuda pe Domnul, de a glorifica numele Domnului. Într-o asemenea mediu, copiii la un moment dat ajung, tata, ai fost schimbul 3. Știu că nu poți merge duminica dimineața, dar fă cumva să mergem noi la adunare. Noi vrem să fim la adunare. Tu te odihnești acasă. Tata, câteodată cât e el, băi, s-a obosit, cum-s eu, hai că vă duc pe voi.
Și bucuria tatălui le-a dat drumul în adunare, stă și el pe ultimile rânduri, mai țipește, cu toată noaptea au muncit așa, dar copiii lui sunt pe drumul pe care trece Iisus, slăvit să fie Domnul. Este biserica formată pentru așa ceva? Pentru că observ de foarte multe ori, frații mei, acum fratele Manu cântă foarte bine, Domnul să-l binecuvinteze. După ce cântă, îl mai binecuvântăm, așa și noi, din când în când. Dar el e destul de spiritual ca să treacă peste starea noastră de plictiseală, așa câteodată, sau de risturi de răspuns. Predicatorii la fel. Nu uitați copiii ca să facă repetiții, să cânte o cântare pe voci. Pe voci trebuie să le lasă joaca, trebuie să lasă momentele lor preferate, trebuie să lasă discuțiile între ei și să focalizeze pe repetarea unei cântări, pe vocea lor. Și dirijorul îi mai și întoarce odată și cel ce se ocupă de ei nu e bine, mai facem odată. Bun, când ei vin toți în fața noastră să cânte aici, ei nu se întreabă altceva decât, băi, s-au meritat. S-au meritat să lăsăm noi joaca pe calculator, să lăsăm noi prietenii, să lăsăm totul și să fim la repetiții, să vedem ce face adunarea. Și ei cântă o cântare, cum o cântă ei, de obicei la repetiții, totdeauna iese mai bine ca în adunare. Și o cântă acolo, fiecare intră solo, printre rânduri, cum poate, fiecare, dar la urmă toți sunt atenți să vadă ce zic părinții, bunicii, frații din adunare. Frații câteodată din adunare mă uit la ei așa cum spun, Domnul să vă binecuvintez, cu altfel, n-ați avut ce face, asta e situația, v-am suportat și pe voi. Azi, mâine, poi mâine, cât crezi că-i mai ai? Măi, hai la repetiție, nu am timp, am altceva. Am văzut biserici care au spus să-ți ia copiii noștri. Vrem să-i avem în adunare. Ies cum acolo, se trezesc, cântă mai mult. Nu e nicio problemă. Când se termină toată adunarea, spune, Domnul să vă binecuvinteze. Când au auzit asta, întreabă, când facem repetiții la următoarea cântare? Cu alte cuvinte, se cere, se gândesc deja la CD-uri să registreze. De ce? Pentru că biserica îi primește. Ați dezvoltat starea asta în adunare? Le drag copiilor să vină la adunare, pentru că biserica formează asta. Mă uit și la predicatori. Îmi aduc aminte când Domnul Iisus Hristos l-a chemat pe Petru să pască turma lui, m-aș fi așteptat ca Domnul să-i fi spus Petru, uite care e situația, îți dau turma mea în primire. Te rog prima dată să ai grijă de cele mai rentabile. Oile dau lână, dau lapte și nasc miei. Astea trebuie să fie sănătoase. Astea trebuie să fie hrănite. Astea sunt prioritare. Când Domnul îi spune lui Petru să pască, nu începi cu ele, ci paște melușeii mei. De ce, Doamne? Că dacă melușeii sunt răniți, restul toate turma o duce bine. Dacă melușeii nu sunt răniți, toată turma suferă împreună cu oile, împreună cu toți ceilalți. Dacă melușeii pricep mesajele, restul pot pricepe toți ceilalți. De aceea eu sunt... Văd frați care studiază, citesc, odată ce studiez din ce în ce mai mult, concentrez, de exemplu, o explicație într-o propoziție. Dar propoziția aia o mai pricep doar aia care știi cartea, care știi tot și tu. Și au făcut studiile pe care le-au făcut și tu. Și câteodată auzi niște la nivelul anvoanelor noastre, niște explicații foarte teologice, pe care toată adunarea și surorile mai în vârstă spune, băi, bine vorbește fratele ăsta, păcat că nu înțelege. De ce? Pentru că explicațiile sunt adresate doar celor care au făcut aceleași studii, care doi, trei de acolo spun, păi să știi că ăsta e cult, băi, pregătit ca și mine, cu alte cuvinte. Frații mei, nu asta e sensul părtășiei bisericii. Părtășia bisericii trebuie să adreseze publicului cel mai de jos, adică melușeilor, a copiilor. Și dacă copiilor le place la adunare, spune, tata, și bine a vorbit fratele ăla, și bine a cântat ăla, să știi că am câștigat tot, slăvit să fie Domnul. Că eu sunt supărat că nu au vorbit la nivel teologic și am auzit că are studii teologice. Mă duc cu supărarea asta acasă, îmi trece. Dar dacă copiii n-au priceput, e o mare problemă. De aceea mesajul meu către cei ce dau îndemnuri, către cei ce predică, predicați la nivelul copiilor, Doamne ajută! Pentru că cei mari oricum sigur vor înțelege, sigur vor pricepe lucrurile acestea. E foarte important copilului să-i placă la adunare. E foarte important să transmitem lucrul acesta. Citeam undeva cândva odată despre faptul că lângă o comunitate ca așa dumneavoastră, în fiecare zi ieșeau doi copii din satul ăla să joace. Duminica dimineața erau mai liberi, așa? Și să jucau ei acolo cu mingi pe jumătate disumflată
se jucau. Și la un moment dat, ca o revelație, așa, a venit peste unul dintre ei, băi, ce fac oamenii care intră acolo, în casa asta de rugăciune? Nu știu ce fac, băi, nu știu, știu că merg să roage, dar nu știu exact ce fac. Păi și cum aflăm? Noi tot am jucat duminici, dar tot îi vedem pe ei că intră acolo. Ce, cum vedem noi? Intrăm înăuntru? Nu putem intra așa, să uitau ei la ei. Dar cum facem? Și unul spune, uite, vezi că au geamurile, le-au transparente, cum era pe timpuri. Eu mă pun lângă adunare așa, pun palmele căuși, pun, tu te ridici cu piciorul în palma mea și îmi spui ce se întâmplă înăuntru. Și au făcut, unul s-a lipit de adunare, pus palmele căuși, altul s-a urcat acolo și ăla aude dinăuntru, s-aude ceva așa. Ce fac ăia, măi? Au toți câte o carte așa și cântă, toți cântă. Păi da, mă, s-a oprit, ce fac? O ieși tu în fața lor și le explică ceva de la un pupitru, le explică ceva acolo. Și la un moment dat, băi, acum nu se mai aude. Băi, eu terminat alea cu explicatul, ei se roagă, văd că, se roagă acolo. Băi, și cum e? Băi, ei cântă, ei ascultă predică, ei se roagă, dar se vede că nu le place ce fac. Stimații mei, uitați-vă câteodată peste adunare. Uitați-vă, când nu-i nevoie de traducere, când vii la adunare, vii pregătit cu bucuria mântuirii, vii pregătit să cânți. Eu, înainte de a mă pocăi, am jucat fotbal. Și când jucam fotbal, întâlneam echipe care erau mai bune ca noi. Dacă reușeam să facem un egal, era fain. După aceea dădeam mingea numai pe haut, numai o țâneam așa, o plimbam de la noi, numai și nu prindă aia, că dacă o prindeau, era gol la noi. Și tot așa. Trăgeam din timp cât se putea. Știți că observ în sânul comunităților noastre tragerea de timp? E rugășiune. Trăgem din timp. Ne rug, se roagă, frate, mai este puțin. Cântă Malul Negru. Da, termină și asta. Trăgem din timp. După ce strage din timp și facem un egal sau poate câștigăm ceva așa, slăviți fii Domnul, adunare liberă. Dar am văzut comunități care spun, eu nu mă duc să trag din timp. Când se roagă, mă rog. Dar mă rog, fratele meu. Când se cântă, cânt. Nu îl lăs eu pe Malul Negru să cânte. Face CD-uri. Dar cânt împreună cu el. Mor mai cântare și ei dacă nu știu. Dar vin aici să laud pe Domnul. Când se predică, să atent. Când se spune slăvit să fie Domnul, eu sunt pe fază. Amin. Dintr-o dată se schimbă atmosfera. Dintr-o dată prietenii văd cum merge lucrurile. Dintr-o dată copiilor le place. Pentru că n-am venit să tragem din timp aici. Am venit să lăudăm pe Iisus Hristos. Doamne ajută, frații mei. Când trăim lucrurile astea, copiilor le place să vină la adunare. Le place să fie acolo. A doua caracteristică a unui copil folosit de Domnul, nu numai că îi place la adunare, adică să fie în compania locului în care lucrează Domnul cu ucenicii lui, ci ascultă de părinți. Și pe vremea aceea erau dulcegării. În traistă copilul putea să aibă orice fel de smochină, de exemplu, sau de prune, caise, ce se putea găsi acolo. Să arunce pâinea și peștele. Să ia ceva mai bun. Sunt astăzi copiii care spun, mamă și tată, dăm niște bani. Dar de ce, măi? Că eu îți pun un sandwich sănătos la școală, să ai, nu trebuie, mănânc snacks-uri, gumă de mestecat, molfă în continuă, pentru că e foarte hrănitoare pentru ei, gumă de mestecat și alte lucruri de genul ăsta și aruncă sandwich-ul sănătos și bun făcut de părinți, pentru că vrea să fie în trend cu toți ceilalți. Copilul acesta avea în traista lui ce i-au pus părinții, și anume pâine și pește, ceea ce mi-arată că avea un respect deosebit de față de părinții lui. Oare cine l-a învățat pe el să asculte de părinți? Că de foarte multe ori noi spunem, domnule, noi suntem părinți. Poate învață ăștia de la școala duminicală. Poate învață dascălii de la școala primară. Poate învață societatea. Poate învață președintele. Nu. Ascultarea de părinți trebuie să învățăm noi. Doamne ajută! Amin. De ce? Pentru că spune Biblia, copiii ascultați de părinții voștri. Pentru că aceasta este cea din tâi poruncă însoțită de o, adică toate poruncile sunt obligatorii, dar una ca să-ți fie mai dragă, Domnul îți dă și bonusuri. Adică să trăiești multă vreme și să fii fericit. Singurul care poate asigura lucrul ăsta, să trăiești mult și să fii și fericit, că nu-i tot aceeași. Sunt oameni care trăiesc mulți. Citeam interviul unui miliardar care toată viața lui s-a căsătorit, s-a divorțat, s-a recăsătorit, s-a avea elicopter, avea toate și l-a întrebat un reporter, domnul, aveți 95 de ani acum, prin viață ați trecut prin toate, ați avut toate plăcerile lumii, sunteți fericiți? Și el a pus o simplă întrebare, ce este aceea fericire? Un lucru pe care tata și mama îl știau, un lucru pe care bunicii voștri îl știu, ăsta cu atâta mari de bani nu știe ce-i fericirea. Pentru că nu
Dumnezeu când vine să te binecuvinteze, nu te binecuvintează numai cu ani mulți, ci te binecuvintează să fii fericit în anii ăștia. Și asta o poate face numai Dumnezeu. Ori, ca copilul tău, să aibă parte de lucrul acesta, fratele meu, e foarte important ca el să fie învățat de părinți. Să învățăm că marile decizii în viață nu se iau la facultate. Marile decizii în viață se iau doar în momentul când el este copil. Tot viitorul lui este creonat de felul cum trântește ușa mamei și tate. Felul cum răspunde. Când Dumnezeu se gândește să scoată din traseul lui pe un șofer beat și drogat care intră pe contrasens, se uită, nu la și facultate terminată. Se uită, nu la și școală biblică face, ci se uită cum a ascultat de părinți. De aceea suntem chemați, stimați părinți, să educăm din punctul ăsta de vedere. Mai este un lucru pe care vreau să vă subliniez. Orice copil care se naște în lumea asta, se naște un copil grozav. Cum sunt copiii aduși astăzi la binecuvântare aici? Numai vreau să țină cont părinții de astăzi și noi ceilalți care suntem părinți, că orice copil se naște cu o doză de nebunie, de încăpățânare. O să o vezi. Când noi spunem, îți bun. Nu, nu. Să trântești în jos când nici nu te... Când nici nu te gândești. Te faci și de râs când nici nu te gândești. De ce? Pentru că are o doză de nebunie. Și nu contează că e copil de păstor sau de proroc. Nu, nu. Sau de cântăreț. Nu, nu. Are o doză de nebunie. O Sfânta Scriptură spune în Proverbii, capitolul 22, versetul 15, în felul următor. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Dacă nu avem timp de dezlipit nebunia asta, pentru că avem carieră, pentru că pe noi ne interesează familia altora, nu a noastră. Pentru că noi discutăm de copiii altora, nu de a noastră. Pentru că noi ne ocupăm de alte lucruri, nu de casa noastră. Nebunia aia rămâne acolo. Și nebunia aceea se va vedea. Dar părinții sunt chemați să identifice nebunia asta și modul în care și să o dezlipească. Și singurul instrument care poate dezlipi este nuiaua certării. Asta nu înseamnă în primul rând pedeapsă corporală. Asta înseamnă nu iau acertării. Eu am întâlnit persoane, puține ci drept, care spuneau în felul următor. Măi, mi-a spus tată, băi, te-am învățat, te-am educat, ți-am spus. De ce m-ai făcut de râs? Mai bine îmi dădea o palmă, frate. Mai bine de așa de rușine mi-a fost. Puține am întâlnit de genul ăsta. Nici eu n-am fost printre ei. De ce? Aș fi vrut și eu, tata, să-mi fi spus, băi, nu-i bine să faci așa, nu-i frumos, nu-i gata. Da, de unde, ce să pricep, ce spune tata. Nebunie era acolo și nici nu înțelegeam ce spune el. Dar la un moment dat, tata s-a oprit și a spus, ți-am spus, te-am educat, te-am învățat, n-ai priceput, acum trebuie să folosesc o metodă pe care Scriptura mi-o arată. Și găsea el prin grădină, prin nuc, prin prun, prin alun, găsea o telecomandă micuță, așa, flexibilă, și nu-mi dădea peste cap, peste urechi, nu avea nicio treabă. Știa că am o zonă rotunjită, așa, plină cu senzori, la care scapăt înțelepciune. Cum vinea prima dată și făcea telecomanda contact cu senzorii, dintr-o dată prințipeam înțelepciune. Nu mai atingeam paharul, nu mai promiteam toate acolo. Până atunci nu se întâmpla nimic. La voi n-a fost tot la fel? Văd că zâmbiți. Ar fi vrut să priceapă părinții, ar fi vrut să pricepem din prima, măi. Dar nu se poate. Foarte mulți dintre noi, nebunia este atât de bine pusă acolo, că nu o pricepem. Ei, trebuie să ajungi la situația asta. Ori când ajungi la situația asta, ea se depărtează. Ori la momentul actual, într-o societate care se dorește a fi, în care fiecare să facă ce vrea, nu-ți mai dă voie să te folosești instrumentul ăsta. Și știi ce se întâmplă acum? Dați-mi voie să vă citesc tot din Cartea Proverbelor, capitolul 27 cu versetul 22. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-a ieșit din el. De ce? Că trebuia scoasă când? Când noi avem grijă altora. Când noi ne ocupam de carieră. Când noi n-am avut timp de ei. Și uite așa ajunge copilul tău în pușcărie. Bun, ajunge în pușcărie, îl vizitează psihologul, îl vizitează gardianul, îl vizitează când iese din pușcărie. Uitați-vă la majoritatea dintre ei. Fac tot ce pot să ajungă înapoi. De ce? Că nebunia, să-l pui cu pisălogul, nu mai iese din el. Că ea ieșea doar într-o perioadă scurtă pe care ai avut-o la dispoziție să dezlipești nebunia și să faci din el un om al lui Dumnezeu. Foarte multe lucruri pe care le vedem acum sunt tocmai rezultatul la lucrul ăsta și nu putem să le evităm. Stăm lângă oamenii respectivi.
Stăm lângă ea care, frate, eu n-am timp de adunare. Eu am copii, trebuie să le câștig pâinea, ăla vrea iPhone nou, celălalt vrea așa, dar n-am timp de adunare, să vin la adunare, să învăț Scriptura. Efectiv, eu sunt pe drumuri, mă duc într-o parte, în alta, le-am dat tot ce-o trebuit și așa mai departe, bine le-ai dat, dar nebunia ai dezlipit-o? Păi eu am grija asta, domnule. Bine, de acum încolo copiii o să-ți fie o povară și o rușine, pentru că nebunia asta trebuie dezlipită la timpul potrivit și asta o învață părinții vis-a-vis de copii. Doamne ajută! Sunt lucruri biblice pe care trebuie să vi le prezint, chiar dacă în sală s-ar putea să fie anumite persoane care spun, frate, dacă aș mai fi o dată tată, aș ști ce să fac. Bine, măcar predicăm la ăștia care au posibilitatea. Doamne ajută! Când copilul tău crește și te ocupi de lucrul ăsta, învață-l că în traista vieții lui trebuie să pună totdeauna pâine care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și pește, care reprezintă experiențele cu Dumnezeu. Totdeauna să fie mai mult pâine decât pește. Totdeauna să fie cuvânt mai mult decât experiență. Dar pune acolo cuvânt. Așa învață Scriptura. Așa m-a ascultat pe mine Dumnezeu, pune la pește. Așa sunt minunile Domnului, pune la pește. Și apoi din nou întoarce-te la pâine, la cuvânt. Și spune, cuvântul Domnului învață așa. Ne rugăm așa. Pentru că iată ce spune Scriptura, este scris, pune în traista lui. Nu va conta că peste ani de zile cu traista lui va ajunge la Paris, va ajunge la Londra. Cândva cineva îi va spune, ai ceva să ne dai? Va scoate din traista lui ce i-au pus părinții, pâinea cuvântului și peștele experienței. Din nou va fi prezent Iisus și sute sau mii de oameni se vor hrăni cu pâinea și peștele din nou înmulțit. Slăvit să fie Domnul! Pentru că îi pui acolo. O, cât părinții văd astăzi punând altceva. Vin de la o slujbă, de la biserică și în prezența copiilor pun. Băiatul ăsta care s-a căsătorit astăzi, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dar de ce întreabă nevastă? Pentru că fata asta are mașină de la tatăl, are apartament, are așa, nici el nu-i de... O terminat, nu știu și școală, o terminat cu tare. Nu sunt rele, frații mei, dar copiii care stau pe bancheta din spate, dintr-o dată citesc ce e mai important când vii înaintea Domnului. Ce ai și ce ai realizat tu să ai. Ce bine ar fi dacă părinții noștri ar vorbi și ar pune în traista copiilor. Sunt oameni credincioși, sunt oameni ca noi, oameni nepriniți, curați între cei din vremea lor. Ei merg contra cursului apei. I-a binecuvântat Dumnezeu, le-a dat har, le-a dat putere. Uite ce copii deosebiți! Și el crește cu mentalitatea asta. Să nu te miri când copilul tău ajunge mare, nu-l interesează cât e de pocăită sau cât de pocăit. Nu-l interesează dacă vine la adunare sau nu. Ce are? Are ce să-i dea tatăsu? Da, atunci îți iau pe felii aici. Atunci intru eu. Pentru că are. Așa mi-a pus în traistă mama și tata când eu umblam cu ei. V-aș ruga tare mult, frații mei, puneți cuvânt și pește. Doamne ajută! Puneți modul în care Dumnezeu te-a ascultat la situații dificile ale vieții, că sunt momente când nu te ajută cu nimic mașina, elicopterul, avionul, studiile, ci te ajută doar o relație personală, cum noi îl cunoștea pe Dumnezeu, să-L cunoști și tu, Doamne ajută! Și copilul tău de lângă tine se va ruga împreună cu tine și va vedea minunea Domnului și va mai avea un pește și el în traista vieții lui. Doamne ajută! A treia caracteristică a unui copil folosit de Domnul, pe lângă faptul că îi place la adunare, pe lângă faptul că ascultă de părinți, având în traistă ce i-au spus părinții, avea prieteni credincioși. Dezvolta asemenea, era abordabil din punctul ăsta de vedere. Vedem aici că tânărul, copilul acesta, băiețelul acesta s-a împrietenit cu Andrei, fratele lui Petru. Și prietenia lor a făcut ca să-și deschidă traista lui, să vadă Andrei ce are în interior acolo. Știți că foarte mulți dintre adolescenți sunt canalizați sau purtați în viață de anturajul pe care l-au? E drept că în domeniul acesta ar trebui ca primii prieteni ai copiilor voștri să fiți voi. Dar este și aici o limită la care te poți duce. Și acum mi-aduc aminte de un moment când eram la noi în biserică la stăruință, și la un moment dat copilul unui frate păstor nu mai putea continua stăruința pentru că probabil avea ceva pe cuget și ar fi dorit să mărturisească.
Când el s-a oprit din rugăciune, toți frații slujitori care erau acolo s-au dus la el și a spus, ai ceva să mărturisești? Și a spus că da, aș vrea să mărturisesc ceva, mă încurcă în rugăciune și vreau să mărturisesc. Și cu cine vrei să mergi? Și el a spus, cu tata, prietenul meu. Și au ieșit amândoi. Pentru că asta consolidează relația. Fă-ți timp și fii prieten cu copilul tău. Așa după cum se spunea aici, învață-l cele bune, dar și cele rele. Învață-l prima dată să vină la tine când o profesoară sau un profesor îi face avansuri. Învață-l. Învață-l să vină să discute cu tine orice problemă, nu cu colegii, nu cu prietenii de cartier, cu tine. Orice problemă dificilă sau grea. Noi am discutat cu copiii noștri, la un moment dat au venit de la școală, tata, ce înseamnă asta? Ce înseamnă cealaltă? La un moment dat o trebuie să discutăm deschis. Chiar dacă mie și soției mele mi eram mai rușini ca lor. Să discutăm deschis de toate ce auzeau, că ei aud toate lucrurile astea. Măi, asta este biblic, asta este corect și asta este incorect. Ceea ce face lumea e asta și ceea ce învață cuvântul Domnului este asta. E drept că și eu rămas șocați pentru prima dată de lucrul ăsta, dar l-am discutat cu ei. Și de atunci încoace, odată ce am trecut bariera asta, când auzeau ceva, veneau la noi. De asta ce este? Păi uite, asta este, asta, asta. Că așa te poți păzi. Așa te poți păzi. Am fost mai strict, spunea fratele foarte bine, că când s-a prind becul, intre în casă. Noi am învățat pe copiii noștri să nu iau bomboană de la nimeni. De la nimeni. Știți că la momentul actual doar o picătură dintr-o pipetă îi pune cineva în băutură carbogazoasă, numește drogul violului și fata ta nu mai știe de ea? După care se trezește cu tot ce au avut mai scump luat din niște șmecheri care au drogul ăsta. Pentru că a fost cu ei la un suc, la o cutare. Și ăsta sunt lucruri care se trăiesc la momentul ăsta. Nu se discută la amvon, că e marginal. Dar duceți-vă la criminalistică și vedeți cum discută de problema asta, de unii fac rost, ce se întâmplă, că e atâta traumă. În dorința de a avea prieteni, hai să merg la un suc, hai să merg la cutare. Și lucrurile astea se întâmplă, frații mei. Ori, aș vrea să vă spun foarte clar, uitați-vă la ce prieteni au copiii voștri. Îți spun ce prieteni au. Pentru că de foarte multe ori observ că noi, părinții, nu clădim prieteniile lor. Cum asta? Imaginați-vă că eu aș face parte din comunitatea Muntele Sionului. Și astăzi au ieșit niște frați care se cântă aici. Să presupunem că mai este și o familie care cântă cu copiii aici. Nu iese cel mai bine, dar cântă. În timp ce eu merg acasă, soția îmi spune, cum ți s-a părut cântarea la familia aia? Și eu încep să spun, băi, niște oameni deosebiți. Niște oameni extraordinari și copii au. E drept că cântarea s-a văzut că mai poate fi lucrată, dar începutul e mai greu. Important este că și au un soț deosebit și o mamă și niște copii ascultători. Ca copii, dar efectiv, extraordinar de frumos a fost. După masă, când copiii mei vin la adunare, cei copii care au cântat dimineață vin la copiii mei și spun, noi am cântat dimineață, dar nu e și prea bine. Dacă ați venit și voi în grupul nostru, ați vrea să veniți? Și copiii mei, pe loc, în baza aceea ce au auzit în mașină, spun, sigur că da, sigur că da. Și uite așa se încheagă prietenii. Le-a spus la mulți frați din anumite comunități, au fanfare, au orchestre, au cutare, dirijorii când ajung să conducă cântările, vor să facă din fanfarele noastre și din corurile noastre ceva unic, ceva grozav, să rămână uimiți oamenii. Nu-i pentru prima dată lucrul ăsta. Nu-i pentru singurul lucru care contează. Am întâlnit oameni care au scos din cor pentru că n-aveau vocea care se ridica la nivelul lui Andreea Boțeli. Cutare, ieși din cor, nu ai vocea care trebuiește. Mă, dar omul ăsta a venit aici, el cântă aici. Cântă, câteodată cântă ca peștele în apă, că e puțin drăgușit, dar cântă aici. Bun, aici are prietenii lui, aici câteodată se căsătorește, aici trăiește. Tu ce faci în domeniul ăsta? E scos dintr-o dată, îmi povestea cineva nu de mult, mai mulți adolescenți care cântau în corul de adolescenți au fost selectați de un profesionist, i-au dat pe afară, negândindu-se ce vor face ei. Ei spun, dar noi avem alternativă, noi am plecat direct în lume. Cum îi ne duci înapoi? Că acum erau și ei în corul ăla, cântau acolo cu prietenii aia, la un moment dat se constata și ei că nu sunt pentru cor. Dar se căsătoreau în biserică, aveau familie, spune, băi, fraților, eu mulțumesc că m-ați ținut sub acoperire aici. Dar acum mi-am găsit locul la școala duminicală sau în altă parte, mă duc acolo și o dovadă mult mai mare de înțelepciune și de pastorație gândind așa. Că de foarte multe ori, aș vrea să vă spun, m-am uitat și la noi, se realizează niște cântări înălțătoare ca să iubim pe prieteni.
Vin prietenii și ascultă, noi cântăm ca să uimim. A fost Victor Ponta cu tot SSP-ul la noi. A fost, dar nu a rămas la pocăință, din păcate. Dar am rămas tot noi acolo. Oare s-ar merita pentru oamenii ăștia care vin și ne vizitează numai așa să stricăm noi o părtășie, o tovărășie, numai din cauza unor anumite lucruri? Câteodată se constată că se cam merită, dar nu e ok. V-am spus ca o paranteză ce am observat nu de mult și aș vrea să vă spun și dumneavoastră, nu în primul rând calitatea, ci în primul rând părtășia, Doamne ajută. Amen. Că mântuirea e mai importantă ca vocea și ca performanțele noastre muzicale sau de orice altă literatură. Părtășia. Ori copiii mei se împreniresc cu cealaltă. Dar dacă eu pe drum, în drum spre casă, nevasta mă întreabă, ce părere ai? Mai lasă-mă, măi. Să dau marși ăștia în biserică. Nu-și tocat timpul. Uite, au venit frați predicatori, ăsta au venit acolo să aibă el cu copiii lui o cântare, să aibă, să dea mari, mari și fete. Cred că vor să mărite. Ce e niște? Cum să mărite altfel? Ia să-mi față acolo cu tare. Și așa mai departe. Câte vorbe nu scăpă copiii, chiar dacă bărne cu mașinuțele mai mici sau mai mari, ascultă. După masă vin copiii ei la copiii mei. N-ați vrea să cânta? Nu. Am fost pregătiți. Îmi spunea un frate care avea grija bisericii de unde era el, din afară, nu, de, ca să nu bănuiți de aici, din afară, spune, frate, deci le explic, te rog frumos, explică-mi, cum se face copiii mei sunt prieteni cu copiii musulmanului? Nu și-au găsit prieteni în adunare? Dar eu știam pe ăsta că toată puteți în adunare. Ăla e așa, cealaltă e așa, cealaltă e așa, cealaltă e așa, cealaltă e așa. Băi, pe musulman ai avut timp să vorbești de rău, că m-au venit aici. Pe ceilalți îi termina de aici și copiii tăi n-au avut nicio dragoste să se împrietenească cu cineva cu care tata nu-l admiră, nu-l înghite. Ca ce chestie? Și așa, frații mei, putem clădi prietenii bune a copiilor noștri, vorbind de bine, Doamne ajută! V-aș ruga tare mult! Toți avem slăbiciuni! Toți, nu este nimeni perfect! Dar pentru binele casei tale și a copiilor tăi, vorbește de bine pe frați! Și ai zis, copiii tăi vor să vină în mijlocul fraților pe care tu îi admiri, pe care tu efectiv îi lauzi, cu care tu te bucuri. Dacă ești înnăcrit continuu, știi ce faci? Îți trimiți copilul în lume, încet, dar sigur, îl trimiți acolo. Că ăla e rău, celălalt e rău, celălalt o greșit, celălalt o greșit. Copilul vede că și tu ești fățarnic, greșești și tu, dar nu recunoști niciodată. Și la un moment dat vor spune, sunt sătul. De ce? Pentru că lucrurile acestea, frații mei, se realizează doar în prietenie. Dezvoltă relații de prietenie. V-aș ruga, frații mai în vârstă, când se termină slujba, parcă îl văd pe băiețelul ăsta și bucuros era el, când copiii îi întrebau, băi, unde ai fost? Am fost și m-am întâlnit cu Apostolul Andrei. Apostolul Andrei, frate, prietenul meu. Prietenul meu. I-am arătat și am întaistă. Știți că copiii sunt așa de bucuroși când un frate bătrân se oprește lângă ei și ia de pe umeri și spui, cum mai ești? Cu examele? Cu... nu prea bine. Să știi că mă rog pentru tine. Se duce acasă, să roagă unul dintre prezbiteri, unul din bătrânii biserici, să roagă. Neapărat trebuie să iau. Să întâlnești. Cum ești? Așa. Să știi că ne rugăm în continuare. Știi că dintre ei s-au ridicat din depresie, din descurajare, din toate, pentru că cineva s-a oprit în dreptul lor. Surorile în vârstă, aveți atâtea fete, tineri, adolescenți aici, frații în vârstă. Bineînțeles că noi când venim într-o biserică ne prezentăm ca inabordabil, așa cu Biblia la pept. N-avem toiagul la Hoșveroș, că l-am luat pe... Când, frate, vreau să vorbesc ceva cu mine, stai să întind toiagul, postești vreo zi, două, și după aceea vii la mine. Cu întrebarea, să răspund la jumate și jumate când voi avea chef din nou. Frații mei, împreună cu păstori, prezbiteri, trebuie să fim foarte abordabili, Doamne ajută! Amin. Să știi, domnule, pot veni, nenea, vreau să-ți spun ceva, nu mi-a plăcut la predica dumneavoastră. Păi spune, spune că eu vreau să mă corectez. Spune, spune ce ai văzut tu. Și după ce îmi spune el ce crede, îi spun, băi, mulțumesc frumos. Uite, o să fiu atent, o să meditez la lucrul ăsta, o să studiez și dacă mai vezi ceva, vine și spune, sigur, el este abonat deja. Este abonat. Ce nu vezi tu, s-ar putea să vadă el. Dar... dincolo de ce spune el, că e bazat, că nu e bazat, că ce crede el, că ce vede el, ți-ai făcut un prieten în adunare. Dacă la un moment dat, băi, tu știi de câte ori ai venit la mine și mi-ai spus că ai văzut sau... da, uite, acum am nevoie de ajutorul tău. Eu sunt puțin bolnav. Vrei să mă ajut să rugăciune? Păi nu-i trebuie, ăsta e misiune. Ăsta pleacă de pe direct. Nu știu ce-i las dacă mă iau în serios, dar ăsta nici nu discută, frate. Nu ca așa, dar eu până la amiază postez pentru lumea ta și mă rog. De ce? Mi-am făcut un prieten. Un prieten care... cum să vă spun, cu care putem crește. Și știți ce e foarte frumos în biserică? Creștem anumiți oameni, dar de multe ori nu suntem gata să-i ajutăm să meargă mai departe.
Mă mir astăzi de oameni care cresc în bisericile noastre, n-ajung să fie, pentru că nu îi lăsăm, nu vedem mare lucru în ei, nu dezvoltăm cu ei ceva. Marea problemă că se duc în altă comunitate, dintr-o dată devin predicatori, cântăreți, păstori, slujesc. Păi dar cum, de unde au fost? El nu a văzut nimeni capacitatea asta în el. Cum de, Doamne, nu s-a întâmplat asta? Pentru că nu e viziune. N-am nimic. Ce e un copil, băi? Ce pot să dau eu pe un copil? Ce va fi? Băi, dar ăsta e prorocul de mâine. Ăsta e păstorul de mâine. A, că acum când slujești în altă parte, ăsta la noi a crescut. Băi, dar cine a rămas acolo, băi? Dacă ai știut să crești. De ce n-ai făcut asta? Pentru că de foarte multe ori, tocmai asta nu vedem în adolescență ăștia. Băi, poate fi ceva de ei? Da, poate fi. Viitorul de mâine este tocmai în ei. Investește. Doamne ajută! Ultimul gând cu care vreau să închei, frații mei. Copilul folosit de Domnul nu numai că îi place și ajunge să-i placă la adunare, nu numai că ascultă de părinți, nu numai că are prieteni credincioși, ci este și darnic, altruist. M-aș fi așteptat când Andrei a spus că el are 5 pâini și 2 pești, el să spună, asta mi-a dat tata mie. Mie mi-a dat tata. Acum eu o să mănânc ce mi-a dat tata și mama, voi n-aveți decât să înghițiți în sec. Că ăsta e meniul meu, e mâncarea mea. Dar copilul ăsta nu a spus că e a lui. O dat 5 pâini și 2 pești Domnului Iisus și dintr-o dată o minune a luat ființă. Pentru că el a fost darnic. Unii teologi spun că cele 12 coșuri goale găsite într-un loc pustiu, nu erau acolo, coșurile nu cresc în locuri pustii. Erau ale apostolilor care își mâncaseră mâncarea, Pilat dospi după tufișuri, și rămăseseră goale. Și acum, dintr-o dată, s-au umplut nu 13, nu 11, ci 12 coșuri goale, s-au umpluse cu fărâmituri. Singurul care a fost captivat de tot ce se întâmpla împrejurul lui, de predica Domnului, de atmosfera de acolo și a uitat să mănânce, a fost băiețelul, cu 5 pâini și 2 pești. Și când Domnul Iisus Hristos vine și spune, îmi dai pâinile tale și peștii tăi, băiețelul n-a spus, nu că astea sunt mele, nu. Le-a luat și le-a pus în cele mai sigure mâini. Și dintr-o dată 5.000 de oameni au mâncat și s-au săturat, slăvit să fie Domnul. Ori, iubiții mei, e atât de important să ținem cont de aspectul acesta. Te-a șugat tare mult. Fă cumva și ajută-l pe copilul tău să înțeleagă lucrul ăsta. S-a făcut colectă astăzi. Am obișnuit în biserica noastră să le spunem părinților, dați ceva la copii când se face colecta. Ăștia oamenii de ordine vin și dau pe la frați, pe la surori, oamenii de afaceri. Pun acolo. Ferească Dumnezeu dacă nu mergi la ei să dai. Îi spun, fac gălăgie în adunare, veniți aici. Au și ei un leu. Le-am spus, nu luați monede. Pentru că noi avem parchet pe jos, asta mergeți, monede. Pentru că avem parchet pe jos, s-aude când scapă monedele. Nu mă auzim monedele alea. Le-am spus, luați bancnote. Toți cu bancnota așteaptă să pui acolo. El să pui. Lui când îi trece coșulețul și el nu a pus, poate taic să uită, poate frat să uită, dar el trebuie să pui acolo. Știți că el crește până la 18 ani așa și când are primul salar, când trece, el pune. Că asta a fost învățat totdeauna. L-ai echipat pentru așa ceva? Să știe că tot ce intră în buzunarele lui nu-i totul al lui? Că mi-au intrat banii, dar am să schimb, cred că, jențile la mașina pe care o am eu. Măi, dar prima dată ai dat și a Domnului, l-ai învățat de asta, să fie darnic pentru lucrarea Domnului, pentru împărăția Lui? L-ai învățat să viziteze pe văduve și pe orfani? I-ai învățat lucrurile acestea? Mulți dintre copiii noștri fac mofturi și în mediul nostru îl ținem într-un spațiu închis așa, ca să nu aibă prea mult contact cu lumea aceasta care se strică, se denaturează din ce în ce mai mult. Și din pricina asta îl ținem acolo. Singurul contact i-are cu colegii de școală. Tata, dar colegii mei au iPhone de ultimul tip, dar colegii mei au cameră privată, dar colegii mei au așa, dar colegii mei, știi, totdeauna te toacă la cap cu ce au colegii lui, dar nu spune de toți colegii, numai de aia de mai sus. Ei știu că în clasă au și colegi care nu au ce au ceilalți, dar el acolo te... Și singurul mod de a rezolva problema este să-l duci în alte situații. Îmi spunea cineva că la începutul pandemiei atunci, frații din Austria au pregătit niște colete pentru o anumită biserică săracă din țară. Și fratele, la început de pandemie, era mai dificil cu munca, nu prea lucra, și ceilalți frate sunt, frate, uite care e situația. Vrem ca coletele astea să le duci cu un buz în țară, cu tare și cu destinație.
Trebuie să dați la fiecare familie. Noi știm, totul îți punem picolete, numai trebuie să găsești pe cineva să meargă acolo. Fratele a zis, mai găsesc eu pe cineva. Și-a adus aminte că băiatul lui îl toca în continuu de ultimul tip de iPhone. Și-a zis, măi, dar tu mai ai frați, măi. Eu nu-mi pot permite, eu nici nu lucrez. De unde să-ți cumpăr ție ultim? Nu, tată, că trebuie să-mi dai, dacă mă iubești, dacă cu tare. Măi, dar de unde să-ți dau eu, că n-am eu? Tată, te rog frumos, faci cumva, te așa când trebuie, mie chiar îmi place, cu tare. Bine, tai și acasă bucuros, uite, putem cumpăra iPhone. Cum? Eu merg și conduc în țară și pentru împărțirea coletelor mi-a spus, caut un om și frate să-l plătesc. Banii care mi-i dau ei, pe lângă ce îți mai pun eu, îți cumpere iPhone-ul ăla. Mergi în țară să împarți coletele astea la oamenii aia? Da, dacă ies iPhone-ul, cum să nu? Pleca frumos în țară, o intrat la prima familie. Tata paralizat în pat, copiii aveau un singur telefon și ăla cu butoane, nu cu touchscreen, și spunea, uite, noi ne-o dat frață din așa. S-a uitat băiatul ăsta de 14 ani prin cameră, a spus, ăsta e coletul care vi l-a trimis. Mulțumim frumos, hai să facem o rugăciune, că Domnul ne-a trimis exact la momentul potrivit. S-a rugat împreună, a intrat în altă familie, până a distribuit totul. După care s-a urcat în mașină, slăvit să fie Domnul că am terminat, și în timp ce se întorceau spre Austria, tata îl întreabă, ce tip de iPhone spuneai tu că vrei? Și copilul îi spune, tata, sunt mulțumit cu ceea ce am. Cum de dintr-o dată a venit lumina? Noi le-am ținut în casă. Că de multe ori venim numai și le aducem. Mai el împreună cu tine. Mai vizitează o vădă, un orfan. Un frate de o vârstă cu tine care a căzut de pe schelă și stă în scaune cu rotile. Și nimeni poate asigura copilului său. Ia puțin și ieși. Mergi la un orfelinat undeva cu el. Mergi, nu-i spune numai de asta. Mergi cu el să vadă ce se întâmplă acolo. Să vadă că sănătatea nu e un abonament. Să vadă lucrurile astea. Am fost învățați să gândim așa? Facem aceste lucruri? Vreau să închei mesajul meu pentru a da timp oficierii lucrării de ziua de astăzi cu o experiență pe care am citit-o a unui pastor român din Statele Unite. El era prieten cu un colonel din armata americană. Omul acesta avea soția medic, șefă de secție într-un anumit spital foarte bun. Amândoi aveau un singur copil, un singur băiat. Ei erau credincioși, aparțineau de o biserică americană și aveau un singur copil. Locuiau într-o zonă rezidențială și erau prieteni cu păstorul român. Și își povesteau cum era, se înțelegeau foarte bine, se vizitau câteodată. Și într-o zi, când vine acasă colonelul de la muncă, găsește curtea plină de mașini de poliție cu girofarele aprinse, tot foc. El s-a gândit că i-o prădat cineva acasă. Pentru că era într-o zonă rezidențială, pentru că erau oameni destul de avuți, aveau sume substanțiale în cont și așa mai departe, s-au gândit că șeful poliției care era cu el îi spune, nu domnule, fiul dumneavoastră face parte dintr-o bandă de infractori care sparge mașini. Asta a început a râde. Domnule, cum sparge mașini? Ce se furie el de mașini? Că eu dacă vrei, îi cumpăr la Lamborghini, îi cumpăr ce mașină vrea el. Doar știți cine sunt. Știm cine sunteți dumneavoastră, știm cine-i soția dumneavoastră, știm ce conturi aveți, știm totul. Numai că problema este că fiul dumneavoastră chiar face. Și ce face, domne, și asta e ironic? Ce ți ia el din mașină? Păi fură tetiere, prieșuri, dacă mai găsești un radiocasetofon, ceva mai fură de pe mașinile astea. Cam asta face el. Doamne, du-te, domne, de aici. Nu poate copilul meu, singurul meu copil, să fure. Domne, nu că fură. Noi suntem siguri ca să nu fie bănuiți, tot ce fură depozitează în mansarda casei dumneavoastră. Noi avem și ordine de percheziție la noi. Hai, domnule, lăsați-mă pe aia. Hai să o văd și pe asta. Când s-au urcat sus la mansardă, o găsim mansarda plină de preșuri, plină de radiocasetofoane, plină de tetiere, de volan, de unde au putut lua volanul, l-au pus acolo. Toate erau acolo. În termeni medicali, asta se numește cleptomanie. Cleptomanie, când fură, îi place să fure. Când a venit fiul sau acasă, na, vă dați seama, un singur copil, se spune că un tată, după 8 mustrări, apreciază odată copilul, un tată normal. Ăștia erau și ăștia normali. Dintr-o dată au venit, băi, tu ne faci noi de râs cu tare, uite, au venit ăștia, ne-au prins cu tare, cum scăpăm noi de rușine asta. Copilul a intrat într-o cameră, a tras jaluzelele că a fost prins, a închis ușa, nici nu a mai vrut să iasă. Să tălești cu păstorul român, ăsta, pașa, domn, frate. Asta ne-a căjut colonelul. Dar ce ai, domnule? Domnule, să vezi ce mi s-a întâmplat. Poate ai să afli, poate nu, dar eu știu, uite, mai am un singur copil, măi. Muncim amândoi pentru el, ne ținem serviciile pentru el, să o ducă el bine. Uite, el s-a unit cu niște. Domnule, fură, îi place să fure, nu fură lucruri de valoare sau să zici că, uite ce face el, efectiv. Și ăsta îi spune, măi, tinerii noștri merg de acum din America, pleacă, era după Revoluție, ceva ani,
pleacă acum în România, într-o zonă defavorizată, să ducă niște pachete, să ajute acolo. N-ar vrea să vină și el cu ăștia să vadă care este. Băi, numai să vrea, dar el e închis într-o cameră acolo și dincolo de ușă, eu și cu nevastă mea tot îi spun, băi, ne-ai făcut din râs, băi, băi, cu toare ce-ai făcut tu. Așa, și cred că nici nu stai lângă ușă măcar. Și așa mai departe. N-ai vrea. Spune, poate vrea și rezolvăm să meargă într-acolo, să mai iasă și el puțin cu tinerii noștri. Se duce ăsta dincolo de ușă. Măi, păstorul român, mergi în România. O întreba dacă ai vrei să mergi tu, dar tu ce vrei să mergi? Ăsta, oriunde, numai nu cu voi mai stau, oriunde mă duc, dar m-am săturat de câte zile sunt aici, numai în continuu mă batjocoriți. Spune că merg, ăsta a anunțat, băi, au zis că merge. Cumpăra bilet de avion, a venit colonelul la păstor și a zis, băi, dacă mergi acolo, uite, îți dau, i-am dat și lui $1,000, dar îți dau ție $2,000. Dacă sparge vreo dașie și fură de acolo cu tare, te duci tu, plătești, scoate, la dumne înapoi, legat, da, dumne înapoi, nu are pace, dumne înapoi să fie aici. A venit în România. Când au intrat tinerii în prima localitate, când au văzut atunci pe timpul ăla cum copiii care mergeau după masă la școală așteptau pe ei să vii dimineața să le iei papucii ca să poată pleca și ei la școală pe noroaielele în care intrai până la genunchi, în zonele unde au mers ei, vă pot spune și zona, ăsta au rămas uimiți. Zonă rezidențială, vii tu, dintr-o dată ți intră în glod, în noroi până la genunchi, să te uiți că te puteai naște aici, să te uiți că puteai să fii copilul cuiva de aici. Să te uiți că cineva e bolnav în pat, n-are nici măcar pamper să schimbe și e paralizat. Să te uiți la toate lucrurile astea. Seara și-au luat bomboane pe drum, toți copiii din sat îmblau după copilul colonelului. Nenea cu bomboanele, nenea cu bomboanele. Ăsta de bucurie îmbrățișa, plângea, el făcea comparație cu ei. Plângea și din toată s-a trezit așa. Seara la rugăciune s-a adunat în micuța casă de rugăciune. Și copiii au spus, vrem ca nenea cu bomboanele să roage, pentru că asta întreabă, pe ăsta ne-a zis, ce fac eu sunt sub urmăriri penală acum, în America, ce fac? Măi, dacă au spus să te rogi pentru ei, roagă-te pentru ei, pentru că ei nu știu ce e situația asta, dar așteaptă de la tine, spune și tu. A început el să roage plângând, Doamne, îți mulțumesc că nu m-am născut aici, m-am născut într-un loc în care m-ai binecuvântat și n-am știut să apreciez binecuvântarea, într-un loc în care chiar eram în belșug. Păstorul și-a dat seama că situația îi apasă cugetul. După aceea vine și vede, ia busul și se duce în oraș, cumpără rechizite, tenis, ce era pe vremea aceea. Băi, dar ce faci tu? Dar tu n-ai văzut ce necaz aici. Tu n-ai văzut ce situații. La un moment dat vine și spune, n-ai niște bani să-mi dai împrumut. Păi da, ți-o dat taic-te $1,000. Ți-o dat, nu-i mai am. Dar ce-ai făcut cu ei? I-am împărțit pe toți. Uite ce necaz aici. Puteam să mă nasc aici, puteam să trăiesc aici. Putea să vină altul din America. Acum am văzut, nu-mi dai niște bani, mai sunt locuri de ajutat. I-a dat ăsta și $2,000 care i-a avut, pe toți i-a luat și-a dus acolo. S-a întors în America. Și-a cerut iertare de la părinți, s-a dus la o școală biblică americană, a învățat și actualmente este păstor într-o biserică americană. Ceea ce l-a schimbat a fost zona aia noastră. De foarte multe ori, copiii noștri care sunt niște persoane pe care Dumnezeu vrea să le folosească, pentru că noi ne-am învățat comoz, pentru că nu mai mergem cu ei, pentru că nu mai împărtășim cu ei, devin egoiști. Își schimbă numai toaletele, să aibă în fiecare duminică altă, dar asta pe banii văduvelor, a orfanilor și a necăjiților. Ca să arate bine. Și devin bisericile noastre un loc de parada modei, un loc în care ne expunem noile mașini pe care le-am luat din plictis numai ca să-i depășim pe alții. Și în timpul ăsta copiii noștri se duc de pe lângă noi. V-aș ruga tare mult, nu investiți tare mult în lucrurile pe care le vom pierde. Luați-i de mână, vizitați alte familii, vizitați alte locuri, făceți-i să fie darnici și vei vedea că-s băncile lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu trimite spre tine bani și ei se vor răspândi împrejur. Când ei oprit, ești ca Marea Moartă, nu mai merge nimic din tine. Când ești ca Marea Galilei, la tine vin binecuvântări și curg spre alții binecuvântări. Vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie. Știu că într-o zi voi fi mai bătrân ca astăzi. Copilul meu mă ascultă acum, dar le-am spus de mult asta. Când nu voi mai putea merge la adunare, când nu voi mai putea fi la biserică și când îi voi telefona duminica dimineața, să spună, tată, nu pot vorbi, mă duc la biserică să fac de ordine, să slujesc la rugăciune, să cânt cu frații. Și în momentul ăla mi-am dat seama că dincolo de meseria care au, dincolo de mașina pe care au,
sunt copiii pe care îi folosește Dumnezeu. Vă doresc asemenea copii, să-i aveți și să vă bucurați de ei. Doamne ajută! Amin! Domnul